Bine v-am găsit la știri. Trei tineri din Abrud au decedat în această după-amiază în urma unui accident rutier produs pe DN1 în zona localității Oiești de în jurul orei 15. În urma impactului dintr-o cisternă cu gaz lichefiat și un autoturism, persoanele aflate în Passat și-au pierdut viața. Având în vedere pericolul prezentat de cisterna care transporta gaz lichefiat, accidentul a determinat o adevărată concentrare de forțe a Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Alba Iulia, care a sosit imediat la fața locului pentru a preveni și alte accidente. Smurd Alba a fost solicitat să intervină pe DN1, pe raza locației Calda de Jos, la un accident rutier produs între o cisternă și un autoturism. În urma accidentului, trei persoane și-au pierdut viața. Pompierii militari au intervenit cu o autospecială de stins incendii, o autospecială de descarcerare grea și o ambulanță Smurd pentru scoaterea persoanelor decedate dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Din primele cercetări rezultă că impactul a fost unul frontal, iar șoferul și pasagerii din autoturism au decedat pe loc. Din declarațiile șoferului de pe cisternă, se pare că șoferul autoturismului, care circula dinspre Cluj-Napoca spre Abrud, a făcut o manevră greșită, a intrat pe contrasens în fața cisternei, care circula regulamentar, și astfel impactul a fost inevitabil. Conducătorul autoturismului pătrunde pe sensul opus și intră în coliziune frontală cu autocisterna care se deplasa din direcția Alba Iulia spre Aiud. Ca urmare a acestui accident, trei persoane de sex bărbătesc cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani au decedat. În urma accidentului, traficul în zona a fost grav afectat timp de aproximativ 2 ore, perioadă în care circulația a fost blocată pe ambele sensuri de mers, iar coloana de mașini s-a întins pe 5 km. Peste 2900 de absolvenți ai claselor a 8-a din județul Alba s-au înscris la evaluarea națională de anul acesta. Elevii au susținut astăzi, sub supraveghere video, ultima probă, cea de matematică. În Alba, 70 de absolvenți au absentat. Notele obținute la acest examen vor avea greutate la calcularea mediei de admitere în liceu. Elevii au avut de rezolvat 3 subiecte cu mai multe subpuncte, gradul de dificultate al acestora crescând treptat. La ieșirea de la examen, elevii și-au consultat răspunsurile înainte de afișarea baremelor cu rezolvarea corectă. No, trebuia să scazi. Am făcut. Ai făcut, no, bun. 35, 294. Mi-o dat sinus. Da. Da, păi lasă. Cât ai? 35? Dacă ai regulă. Cum au fost subiectele? Ușoare, mai ușoare ca la română. Din punctul meu de vedere, am terminat repede. A trebuit să mă gândesc puțin la ultima problemă, dar nu a fost greu deloc. Subiectul 1 și 2 a fost destul de ușor, dar la subiectul 3, la exercițiul 2, la punctul G, a fost greu pentru că n-am făcut niciodată așa ceva în clasă. Ai avut dificultăți la vreun subiect? La subiectul 2 și la 3, un exercițiu. În rest a fost ușor, m-am descurcat la subiectul 1, mi s-a părut chiar ușor față de anii trecuți. În județul Alba și proba la matematică a evaluării naționale s-a desfășurat fără incidente. Au absentat 10 elevi, mai mult decât la proba de limba română, și anume s-au înregistrat din cei 2987 elevi înscriși, 70 absenți. Proba de matematică a decurs fără vreun incident. N-am fost solicitați niciun fel de data aceasta. De altfel, noi am monitorizat întregul examen de evaluare națională de la nivelul inspectoratului școlar, fiind trimiși inspectorii în teritoriu. Din cele 86 centre au fost monitorizate 76.
Afișarea primelor rezultate este programată vineri 29 iunie până la ora 14. În aceeași zi, în intervalul orar 14-18, pot fi depuse contestațiile care vor fi soluționate în zilele de 30 iunie și 1 iulie. Afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 2 iulie. Media de admitere în liceu va fi calculată ca medie aritmetică între media notelor de la evaluare și media generală a anilor de gimnaziu. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba au desfășurat astăzi mai multe acțiuni privind legalitatea transportului rutier de marfă. Șoferilor le-au fost inspectate marfa transportată, actele mașinii, diagrama și foile de parcurs. La ieșirea din Vințul de Jos spre Deva, 20 de polițiști au oprit mașinile ce transportau marfă. Nici tirurile nu au scăpat de controle. Șoferii au cooperat, iar acțiunea s-a desfășurat fără incidente. La 6 dimineața. Da. Dumneavoastră să aveți o singură diagramă, conducere, repaus. 8 ore și plus 9 ore. Da, conducerea normală, 4 jumate, pauză, 4 jumate. Poliția rutieră, cea economică, garda financiară și reprezentanții Inspectoratului de Stat în control rutier au fost foarte meticuloși în verificarea datelor șoferilor. Acțiunea ce s-a desfășurat azi a avut drept scop reducerea riscului de victimizare prin accidente rutiere produse de vehiculele de transport marfă. Polițiștii au efectuat verificări cu privire la respectarea timpilor de odihnă de către conducătorii de astfel de vehicule și de asemenea au fost efectuate verificări privind legalitatea transportului rutier public efectuat. Astfel de acțiuni vor fi repetate pentru a fi asigurată legalitatea transporturilor rutiere de marfă. Consumul excesiv de alcool deprivează de libertate. Un tânăr din Alba Iulia va resimți din plin consecințele nefaste ale consumului de alcool, care l-au determinat să-și tâlhărească tovarășul de pahar după ce au părăsit incinta unui bar din oraș. Noaptea trecută, în timp ce se deplasa pe strada Iașilor, un bărbat din Cluj-Napoca a fost tâlhărit de un tânăr din Alba Iulia. Atât victima, cât și hoțul au consumat băuturi alcoolice într-un local situat în zona gării din Alba Iulia. După ce a părăsit localul, victima a fost urmărită de tânărul albaiulian, iar la scurt timp a fost deposedat de pormoneul în care se aflau actele și suma de 200 de lei. Pe baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au propus parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă în lipsa suspectului. Unitatea de parchet a promovat propunerea instanței de judecată din cadrul judecătoriei Alba Iulia, care a emis pe numele învinuitului mandat de arestare preventivă în lipsă sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie. În continuare, polițiștii desfășoară activități în vederea prinderii lui pentru punerea în executare a mandatului, acesta fiind dat în urmărire națională. Din păcate, albaiulianul nu este la prima abatere de la litera legii. Acesta este cunoscut cu antecedente penale, fiind eliberat recent din penitenciarul Aiud, unde a executat o pedeapsă pentru viol. 18 tineri au trecut pragul unității primirii urgențe din Alba Iulia din luna ianuarie și până în prezent pe fondul consumului de etnobotanice. Acesta este unul din motivele pentru care Direcția de Sănătate Publică Alba derulează timp de 3 luni o campanie de informare și mobilizare a tuturor celor care trebuie să cunoască efectele, dar și simptomele drogurilor, elevi, cadre didactice și părinți. Campania DSP a fost lansată cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. În cadrul acestei campanii, Inspecția Sanitară de Stat va merge în locurile frecventate în special de tineri, cu scopul de a atenționa și a preveni consumul de droguri. Vreau să spun că în ultimele luni, adică din 2012 până în iunie, la secția de urgență a Spitalului Județean Alba s-au prezentat 18 cazuri suspecte de consum cu etnobotanice. Sub sloganul Viață fără droguri, informații pentru profesori, părinți și elevi, echipa de la DSP Alba a editat peste 4.000 de pliante cu informații utile despre efectele drogurilor și despre modalitățile de depistare a simptomelor acestora. Prin rețeaua de asistenți comunitari se va distribui materiale informative și ei vor avea întâlniri în comunitate.
Alături de noi este și Crucea Roșie, cu care avem o colaborare extraordinară. Practic, vrem ca informația corectă să ajungă la beneficiari, să nu fie doar o simplă campanie de informare pentru a bifa o zi internațională. Campania se adresează atât elevilor pentru a conștientiza efectele negative ale drogurilor asupra sănătății, cât și cadrelor didactice pentru depistarea primelor semne fizice și emoționale ale consumatorilor. Din grupul țintă fac parte și părinții care, cunoscând simptomele, pot cel mai ușor să observe schimbările de comportament ale copiilor lor și să le fie aproape pentru a depăși situația. Acțiunile se vor încheia la sfârșitul lunii septembrie, după o intensă campanie în mediul școlar împotriva narcoticelor. Dacă plănuiți să petreceți o vacanță în familie în străinătate, nu uitați, copilul dumneavoastră are nevoie de act de călătorie propriu, nemai putând fi trecut pe pașaportul părinților. Pentru eliberarea pașapoartelor este nevoie de acordul ambilor părinți. Principiul o persoană, un pașaport reprezintă un amendament la legislația de călătorie a Uniunii Europene și a fost votat în Parlamentul European în ianuarie 2009. În acest fel, copiii vor putea fi identificați mai ușor, scopul legii fiind acela de a combate traficul de persoane. Pentru eliberarea pașapoartelor individuale pentru minori este necesar acordul părinților. Ca un minor să obțină un document de călătorie, în primul rând trebuie să aibă acordul ambilor părinți sau a reprezentantului legal. Ca documente, are nevoie de certificatul de naștere al copilului sau cartea de identitate dacă are peste 14 ani, cărțile de identitate ale părinților și taxele achitate la cec. În valoare de 276 roni, pașaportul electronic se eliberează în 14 zile calendaristice și 216 roni sau 216 roni, pașaportul temporar se eliberează în 2 ore, dar e valabil numai un an de zile. Locuitorii din Țara Moților care doresc să-și facă pașaport se pot prezenta și la punctul de lucru din Câmpeni al serviciului Pașapoarte inaugurat în luna mai. Ca o noutate pentru cetățenii județului Alba, se primesc acte și la Câmpeni pentru eliberarea pașapoartelor electronice din 2 în 2 săptămâni în zilele de joi. Urmează ca împreună cu conducerea Direcției Generale de Pașapoarte și cu a instituției prefectului să mai stabilim o locație în județ pentru a veni în sprijinul cetățenilor să nu se deplaseze sute de kilometri pentru a obține un document de călătorie. Funcționarea punctelor de lucru locale are drept scop creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor destinate emiterii pașapoartelor și evitarea totodată a deplasărilor costisitoare. Compania Națională Unifarm S.A. a anunțat Ministerul Sănătății că începând de ieri au ajuns în țară 3 din medicamentele oncologice de care duceau lipsă bolnavii de cancer. Cantitatea nu este una considerabilă și va fi distribuită doar la 4 unități medicale din țară. Restul spitalelor vor trebui să aștepte o nouă eventuală donație. Este vorba despre medicamentele cu substanțele active metotrexate, dacarbazinum și daunorubicinum. Medicamentele vor fi direcționate către 4 unități sanitare, Institutul Oncologic Profesor Dr. Alexandru Trestiorianu București, Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, Spitalul de Copii Sfânta Maria Iași și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie București, în conformitate cu solicitările acestor unități. Cele 3 produse fac parte din donația de medicamente făcută de o firmă din România în baza unui ordin de ministru. La secția de oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență există rezerve făcute de conducerea unității încă din vremea în care se puteau găsi pe piața autohtonă toate medicamentele necesare. Până în momentul de față, pacienții din județul nostru nu se confruntă cu situații în care să nu primească tratamentul de care au nevoie. Centrele comunitare Resursă din județul Alba împlinesc un an de activități în folosul comunităților. Cele 5 centre din Aiud, Cugir, Blaj, Abrud și Zlatna sunt săptămâna aceasta gazde ale unor evenimente menite să sublinieze activitățile desfășurate aici pe parcursul primului an de existență. Centrele comunitare Resursă furnizează un set de servicii suport, informare și formare care vin în completarea serviciilor sociale publice și private. Este vorba de servicii de consiliere vocațională și self-marketing, de pregătirea competențelor sociale și profesionale și chiar de servicii start-up, de formare a competențelor necesare în dezvoltarea și administrarea unei afaceri. Pe parcursul primului an de funcționare, experții proiectului au creat un concept al serviciilor suport care îmbină nevoile beneficiarilor pentru dezvoltarea personală și profesională, nevoile
noile pieței forței de muncă, precum și cele mai recente tendințe în domeniul ocupațiilor și al calificărilor. Obiectivele centrelor sunt identificarea și dezvoltarea oportunităților comunitare și a resurselor personale, susținerea persoanelor care se confruntă cu diferite limitări sociale, mentale, psihice sau fizice la accederea pe piața muncii, îmbunătățirea relației dintre persoanele vulnerabile și angajatori sau susținerea potențialilor dezvoltatori de întreprinderi de economie socială. Centrele comunitare resursă au fost dezvoltate în cadrul proiectului Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale. Orașul poate fi curățat eficient și întreținut prin perseverență. Secretul, același loc să fie igienizat lunar după un plan dinainte stabilit și respectat cu deamănuntul. Acestea sunt concluziile celor care au luat parte ieri la igienizarea zonei din jurul fostului cinema Columna în cadrul proiectului Kaizen, strălucire japoneză pentru orașele României. Pentru ca munca să fie eficientă, este necesară existența unui plan care va fi respectat îndeaproape, alcătuirea de echipe, alegerea unui lider care va stabili pașii de urmat și, bineînțeles, atenția la detalii atunci când muncești. Urmează faza de lucru în teren, în gemba, cum spunem noi. Gemba e un cuvânt japonez și înseamnă locul în care se creează valoare. Deci acolo unde acțiunea creează valoare pentru beneficiarii ei. Pregătirea echipamentelor de lucru este foarte frumos pentru a da și sentimentul de ordine și de control asupra lucrurilor. După curățarea spațiului din jurul cinematografului Columna, cei care au luat parte la proiectul Kaizen s-au întâlnit pentru a discuta concluziile acțiunii. Un cinematograf astăzi este în paragină și mai mult decât atât, mizeria societății se duce încet încet spre el, la năpădit. Deci ce am făcut noi astăzi, cred că e un mesaj important pentru oameni, că ar trebui să facem ceva și în sensul salvării culturii. Pentru că până la urmă, prin educație și cultură, reușim să schimbăm ceva în țara asta. Am făcut mulți dintre noi ceva ce nu facem în fiecare zi. Vorbesc din punct de vedere al administrației, în primul rând. Și mai mult decât atât, ne-am simțit utili. Util pentru că am făcut ceva pentru orașul nostru. Deși cu aceste activități eram obișnuiți în copilărie, a fost o pauză mare în care s-ar părea că am uitat lucrul acesta, dar ne-ați ajutat să ni le reamintim și cred că toți avem astăzi satisfacția că am făcut ceva bun și pentru că standardul acesta este predat nouă, să zic așa, trebuie neapărat să-l folosim. Nu întâmplător, cred că a fost ales acest oraș, deoarece este un oraș extraordinar, curat, din ce am văzut până acum, și încărcat de istorie. E adevărat, am curățat doar un mic colțișor din Alba Iulia, pe care l-am curățat foarte bine, dar cred că e mai important impactul pe care l-am avut în acea zonă. Acțiunea de ieri a avut drept scop aplicarea managementului japonez de tip Kaizen la nivelul orașului Alba Iulia pentru a îmbunătăți mediul acestuia și relațiile dintre administrația locală, companiile private și locuitori. Practic, voluntarii de la mai multe organizații și firme din Japonia și Alba Iulia, alături de angajații ai institutului, au participat la o curățenie generală a zonei. Japonezii au dovedit că se poate face curățenie într-un mod simplu și foarte eficient. Revoluționarul Mihai Babischi arată cu degetul spre falși revoluționari din Alba Iulia. Reclamă de asemenea modul în care au fost tăiate indemnizațiile de revoluționari și se declară pentru modificarea unor articole din legea vizând drepturile luptătorilor de pe baricadele Revoluției. Mihai Babischi consideră strâmbă modalitatea în care au fost eliminate indemnizațiile din drepturile revoluționarilor. Unul din protestele cele mai ferme pe care noi și la nivel de organizație locală le-am exprimat public, a fost maniera absolut reprobabilă în care s-au tăiat indemnizațiile revoluționarilor. Este impardonabil să nu te atingi de drepturile, cel puțin la jumătate din acești răniți sau decedați, care sunt ei înșiși niște impostori. Nici revoluționarii din Alba nu duc lipsă de impostori. 17 milițieni bătuți de populație, care acum au grad de revoluționar rănit și și-au păstrat indemnizații. Există Costinaș, capitanul Costinaș, acum e comisar, care n-au oprit, aflându-se într-o dace, n-au oprit la barajul militar, din nu știu ce motiv, a pus soldatul pușca mitralieră pe mașină, unul a fost mort,
doi răniți, respectivul capitan pe care eu l-am și arestat atunci pentru că n-a putut justifica niște gloanțe, erau 12 dintre ei care n-au putut justifica niște gloanțe, a și stat vreun an în pușcărie. Acum dacă mă întâlnește pe stradă, că el verifica și TCI unde am lucrat înainte și mă știa, mă poate îmbrățișa, bucuros, de prietenie, el și-a păstrat indemnizația, iar eu care l-am arestat atunci din motivele respective, mi-a fost tăiat. Conform lui Mihai Babitski, există în Alba Iulia și indivizi care au obținut statutul de revoluționari doar pentru faptul că în perioada 21-25 decembrie au fost implicați în accidente de circulație transformate ulterior din banale evenimente rutiere în fapte eroice. Implicarea revoluționarilor în politică nu este privită cu ochi buni de unii membri ai Blocului Național al Revoluționarilor. Prezent marți la Alba Iulia la o întâlnire zonală, președintele BNR Dorel Lazar Maior a fost criticat de un coleg chiar în fața ziariștilor. Blocul Național al Revoluționarilor respectă protocolul încheiat cu PSD, a declarat la Alba Iulia Dorel Lazar Maior. Plecând de la ideea comună care s-a lansat în urmă cu aproape un an, prin protestele contra dictaturii portocalii. Noi ne-am implicat în aceste proteste, am fost nucleele dure din aceste proteste în toate orașele martiri și în alte localități și spre satisfacția generală ați văzut două guverne au fost înlăturate, urmează acum ca printr-un referendum popular, bineînțeles în urma suspendării, noi ne dorim să fie înlăturat și dictatorul Băsescu de la Cotroceni. În plenul ședinței zonale, Dorel Lazar Maior a aflat de la un coleg pe neașteptate de ce politica nu-i mironosiță. Puteți face parte din orice partid, că nu vă oprește nimeni, este dreptul constituțional. Dar a venit acum și după ce dai cu noroi pe acțiunile revoluționare și te autopropui să ajungi în funcții, să zic, lăsați-o, domnule, mai moale. Zice, politica este curvă? Nu este curvă, domnule. Curve sunt cei care fac politica să fie curvă. Dacă omul care l-am pus acolo și am avut încredere în el, trădează și zice, există un tupeist, am eu încredere că merge să-mi apără mie interesele de revoluționar, că este în mijlocul partidului care își caută el ciolan acolo și funcțiile de lansare. În dorința de a-și apreta imaginea șifonată de unii foști lideri aflați acum după gratii, revoluționarii își numără certificatele. Din iulie intră în recensământ. Adrian Stase a fost transferat aseară la secția de terapie intensivă a Spitalului București Rahova. Decizia a fost luată în cursul zilei de ieri, după ce a fost stabilit faptul că starea de sănătate a fostului premier permite transportarea lui la penitenciar, acolo unde poate fi îngrijit corespunzător pentru afecțiunile de care suferă. Fostul premier Adrian Stase a ajuns aseară la ora 22:40 la Spitalul Penitenciar Rahova, unde începe să își ispășească pedeapsa de 2 ani de închisoare. În urma ambulanței cu care a fost transportat Stase s-a aflat fiul cel mare al omului politic, care a ținut să fie alături de tatăl său în acele momente. La ieșirea din Spitalul Floreasca, Adrian Stase părea resemnat și liniștit, nefiind întâmpinată niciun fel de problemă pe durata deplasării. Odată ajuns la destinație, fostul premier a fost informat cu privire la regula amentul de ordine interioară și au fost întocmite documentele operative de primire în penitenciar. Mai apoi, acesta a fost repartizat într-un salon cu 2 paturi și grup sanitar propriu. Cel mai probabil începerea urmăririi penale a 3 polițiști implicați în acest caz și a medicului Șerban Brădișteanu a determinat grăbirea transferării lui Nestase în penitenciar. Poliția Capitalei a solicitat marți efectuarea unei expertize medico-legale din care să rezulte dacă afecțiunile medicale pe care le prezintă Nestase pot fi tratate într-un spital penitenciar și dacă acestea permit transportarea pacientului. Cererea de amânare a executării pedepsei se va judeca joi la Tribunalul București. Agenția de monitorizare a presei Active Watch solicită Parlamentului să reînceapă procesul de modificare a legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiofuziune și a Societății Române de Televiziune. În opinia agenției, în cauză, numai așa se poate face un prim pas spre depolitizarea serviciilor publice de radio și televiziune.
Agenția respectivă nu-și explică refuzul eliberării de sub controlul public a radioului și televiziunii române, decât prin faptul că întreaga clasă politică se află sub dominația unor reflexe de inspirație totalitară. Agenția consideră că tergiversarea procesului de modificare a legii vizând organizarea și funcționarea serviciilor publice de radio și televiziune a dus la situația falimentară în care se află TVR acum. Alba Iulianca Miruna Bianu, de numai 16 ani, eleva Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba, și-a mai adăugat un premiu în palmares. Prin premiul întâi câștigat la festivalul concurs Popstar de la Arad, renumele talentatei tinere a trecut granițele județului Alba. Festivalul concurs Popstar este unul cu tradiție, ajungând anul acesta la cea de-a 21-a ediție. Concursul a fost foarte frumos, concurenții au fost buni toți, s-a ținut la teatrul din Arad Ioan Slavici, am rămas uimită când am văzut câte voci bune sunt și talente și foarte frumos. Ai avut emoții? Cum a fost prestația ta? Am avut emoții, da, normal, tot timpul am emoții. Dai seama că am fost speriată la început, că am zis că ei sunt acolo. Eu sunt din Alba, cum mă vor primi, cum... Dar a fost bine. Toți au fost primitori și foarte, foarte, foarte drăguți. Ce ai interpretat? Impossible de la Christina Aguilera și Lady Marmalade, tot versiunea Christina Aguilera. Talentata Miruna Bianu nu ne surprinde prin reușita ei, deși este la început de drum. Ea este absolventă doar a anului întâi la clasa de canto muzică ușoară din cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri. Este o tânără extrem de talentată și foarte ambițioasă, care, iată, după aproape un an de zile de pregătire, a reușit să impresioneze juriul prin calitățile sale vocale și prestația frumoasă la două concursuri, festivaluri naționale de muzică ușoară. Deși este vacanță, activitatea Mirunei nu se încheie, deoarece în următoarele două săptămâni vom aștepta răspuns la două preselecții de festivaluri internaționale din Estonia și Bulgaria, preselecții care se desfășoară pe bază de CD-uri trimise, unde sper din tot sufletul ca Miruna să fie acceptată. Miruna Bianu a obținut tot anul acesta și premiul al doilea la Festivalul de Muzică Ușoară Vocile Cetății, ediția întâi, desfășurat la Alba Iulia. Începând din acest an, data de 30 noiembrie devine zi nelucrătoare în sistemul bugetar din țara noastră. Astfel, românii beneficiază în total de 12 zile legal libere pe an. Dacă aveți impresia că este mult, mai gândiți-vă odată. Austriecii, francezii și grecii stau acasă 25 de zile pe an. Deputații și-au dat acordul ieri pentru declararea sărbătorii Sfântului Andrei ca zi nelucrătoare pentru bugetari. Propunerea legislativă a fost inițiată de deputatul Mircea Giurgiu și senatorii Emilian Frâncu și Liviu Titus Pașca, aceștia argumentând în expunerea de motive că actul ar fi un act firesc de celebrare a apostolului Andrei, cel care a format primele comunități creștine din Dobrogea și care este considerat de Biserica Ortodoxă Română patronul spiritual al românilor. Deși a primit aviz nefavorabil de la Comisia pentru Muncă, din considerente economice, inițiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat la sfârșitul anului trecut și aprobată ieri de parlamentarii Camerei Deputaților în calitate de cameră decizională. Gigantul Microsoft a confirmat luni că a achiziționat rețeaua de socializare Yammer destinată companiilor, a anunțat BBC. Potrivit sursei citate, valoarea achiziției se ridică la 1,2 miliarde de dolari. Rețeaua socială este folosită de aproximativ 5 milioane de angajați, mai ales ai unor companii din topul Fortune 500. Prin această achiziție, Microsoft urmărește să atragă mai mulți clienți pentru produsele proprii. Anul trecut, în același scop, gigantul IT a cumpărat rețeaua Skype, pe care a integrat-o produselor companiei, inclusiv în pachetul Office, mișcare ce a sporit profitul cu 60%. Yammer este folosită de peste 200.000 de companii, printre care Ford și eBay, și oferă companiilor instrumente pentru utilizare internă similare celor disponibile pe Facebook.
Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Fotbaliștii echipei Unirea au primit o rată din salariul rămas restant de peste 3 luni de zile. Însă nu întreaga echipă a primit bani, doar jucătorii aflați sub contract cu formația albaiuleană. Măsura a fost luată de conducători pentru ca jucătorii aflați sub contract să nu-și depună memoriile pentru a deveni liberi. Clubul a primit o parte din bani din transferul lui Alexandru Giurgiu la Gazmetan Severin. Din acești bani le-au fost achitate salariile pe o lună unor jucători precum Pascal, Bumbac, Stan, Schuller, Șerban, Mureșan și alții. Însă cei care și-au terminat contractul cu echipa Franiona județului nu au primit nimic în conturile proprii. Printre aceștia se numără Negură, Oprea, Plăniceanu, Oltean sau Pecarov. Oficialii clubului au mărturisit că au recurs la această măsură pentru a nu-i pierde pe jucătorii gratis. Vânzarea de jucători poate fi benefică în aceste momente pentru clubul din Cetatea Mare Unir, dată fiind situația dezastruoasă în care se află. Poate noile numiri ale consilierilor locali și județeni vor fi de bun augur pentru clubul albaiulian, iar acesta își va putea continua activitatea cu sau fără probleme. Federația Română de Fotbal a stabilit programul competițional al ligii a doua și a treia, astfel dacă va continua în a doua divizie, Unirea Alba Iulia va juca primul meci pe 18 august. Nou promovată în divizia a treia, Europa Alba Iulia își va face debutul în CEC o zi mai devreme, pe 17 august. Dacă își va rezolva problemele financiare și va rămâne în Liga a doua, Unirea Alba Iulia va avea cu siguranță un sezon foarte dificil. În seria a doua se vor găsi echipe precum FC Târgu Mureș, Voința Sibiu, Poli Timișoara și cel mai probabil Universitatea Craiova. Așadar, campionatul va fi unul foarte disputat și pentru locurile fruntași, însă și la subsolul clasamentului. Echipa din orașul nostru va avea nevoie și de noroc, dar și de jucători noi pentru a face față acestor echipe. O altă echipă care a anunțat că va forța promovarea este UTA Arad, bătrâna doamna fotbalului românesc. Va fi Liga 1 sau Liga 2. Cu toate că a rămas la cârma naționalei olandeze de fotbal după eșecul de la Euro 2012, Bert van Marwijk nu va putea conta pe câțiva jucători importanți din angrenajul echipei. Federația Olandeză de Fotbal a decis că a venit momentul pentru a întineri echipa, iar nume grele vor lipsi chiar și în preliminarele campionatului mondial ce se va desfășura în Brazilia. Dorința de a împrospăta lotul va lăsa acasă jucători experimentați precum Rafael van der Vaart, Dirk Kuyt, Johnny Heitinga și Klaas Jan Huntelaar. Aceștia nu au făcut o figură frumoasă la europeanul din Polonia și Ucraina și vor fi lăsați acasă de antrenorul Portocalei Mecanice. Antrenorul a semnat un contract pe o perioadă de 4 ani cu Naționala Batavă înainte de Euro și a primit încrederea necesară din partea federației. Astfel, Naționala României se va duela cu Olanda cu antrenorul olandez pe bancă, dar fără 4 jucători care puteau decide un meci. Poate fi un avantaj însă împrospătarea lotului național olandeze poate fi un plus și pentru selecționata portocalie. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Vremea este în general frumoasă astăzi, cerul este variabil cu tendința de a se înnora și izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, mai precis în zona de munte. Vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări în zona montană, iar presiunea atmosferică nu are variații semnificative nici în această seară. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 29 de grade, iar cele minime sunt cuprinse între 9 și 19 grade Celsius. Așadar, observăm mercurul din termometre, situându-se în această seară în jurul valorii de 20 de grade la Alba Iulia, 21 de grade la Sebeș, vor fi 19 grade la Aiud, 18 grade la Blaj și 16 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, regimul termic va mai coborî puțin temperaturile, astfel încât se vor înregistra 12 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 13 grade la Sebeș, 11 grade la Blaj și 10 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine cerul va avea înnorări temporare, îndeoseb ziua și local vor fi averse. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane.
Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, iar cele minime vor fi de la 8-9 grade în depresiuni până la 20 de grade Celsius. Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, oscilând în jurul a 27 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 26 de grade la Aiud și Blaj și 24 de grade Celsius, indică termometrele la Câmpeni. Poi mâine, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu înorări temporare după amiaza și în primele ore ale nopții, când pe arii restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiuni și 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!